dat mare. Dar noi oprim și încheiem întrebarea cu totdeauna, spre ce canal, numai pentru canal. Nu mai aveau unire cu cea din Policariu și nu s-a scăpat poate niciodată. Și era întrebarea hotărâtă. Formulează, te rog, spune-mi un plan de activitate pentru trimestrul întâi. Formulează, cum? Până nu formulați, vie iarna, cum spune Valentin. Nu, dar vreau să spune aici, cum se formulează? Și cum propun? Ia zi. Domnul Naș, da, v-ați propun. Cu privire la ce? Da, eu. Doamna, nu se pare acum. Dar noi avem decizie, doamna primar, de alocare unui sumă de bani pentru reconstrucția unui canal. Ia, tu vrei de la Botna sau Curețu? Da. De la Botna îți fac paralel unul cu aici, și... Nu, dar aici nu e Curețu. De unde-s Curețu? Ei, mai cu cealaltă, el a și premiernic, fiindcă nu au avut republicanul și-a lăsut până acolo. Eu am spus, dacă nu se pune pe aici, dar văd că nu-s bani și sunt tinte, dar 4 ani de țări nu mă alocăm și ridic. Da. Măcar în copcea la care e răspund discurs așa, ia apa ca să ducă apa, că acolo s-a oprit apa, eu m-am dus acolo și m-am dus. Și este și truba aceea care e vieche și țâie. Și copcea l-am curățit mai larg ca să ducă la vale. Eu curățit tot. Vreau să fac o leagă de observație. Noi am vorbit cu canalul și ala și fix acest problem în drumul și ala și de canalul care trece. Am vorbit cu domnul Moisetu și zicea, măi, Telecom, cât e greu el și ala acolo, că nu s-a făcut, că-i săpat, dar cum se încheltuie? Dar acolo a rămas băgat așa și ceva mai curățit noi canalul. Dar canalul ăsta unde spune Andrei? Noi am început atunci să facem, dar ne-am oprit Fiodor Vance. Canalul ăsta numai s-a stup aici cu, vine cu gâsca, pietre ăsta, maratici, el a venit și a început. Pietra vine, trage niște pământ și astupă râpa asta și trec camaturile și ai 20 de camaturi pământ de luate. Acolo și le-ai carat și le-ai spus. Dar nu trebuie să vie el pe bine, doamna primar. Curățarea canalului din sectorul Gârlea, zic așa, da? Da. Eu adaug aici. Și pentru curățarea nu care sectoare? Cine este Pietra? Da, domnule, așa ce spus. Doamna primăriță, la ședința trecută mai am votat acolo o decizie, de exemplu, iluminarea stradală sau apoi Gârlea și prelungirea rutii până la Modena. De atunci sunteți gata asta, deci punem întrebare pentru ședința viitoare în martie. Dar iluminarea stradală este în plan de fiecare. Deci nu e iluminare făcută? Și prelungirea până la Modena. Cum credeți tot? Iluminarea până la Modena? Este în plan de prelungirea rutii. Iluminarea am de să vedem. Și ruta până la Gârlea. Ion Dumitru, la capitolul ăsta dată ne gândim cu microbuzele din sat. Dar sunt că noi avem mașinile noastre personale, ne deplasăm cu ele, dar sunt zile când mai mergem și alte mașini și mergem și noi cu microbuzele. Și vreau să spun, locuitorii din sectorul Mozilla, din sectorul 3, în comparație cu toată lumea asta, toți se încarcă din deal, din Gârlea, de la școală din deal, și cei de la Cociuc, totdeauna, nu, ori nu se urcă, ori într-un pșor, dacă ajung încă. Dar sunt camere cu mine 4-5 microbuzi și nu s-o opresc. Atunci trebuie să făcut condiția la transportatori plus să meargă la oară. Chemați cu pășiuri. Sau da, să vedem niște ore fixe cu din deal. Știu, arunca. Nu e să aștepteți în casă din deal la școală. Nu știu, 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 nu Toare mulți oameni se duc la piață, de exemplu. Cu o găină, cu două tori de morcov, de șapă și mai poate vinde. Mișa spune că nu poate om într-un pșor, dar dacă mă iei o torbă, să o tăie în cap, să o pune ca indieni în cap și așa de lucru. Adică trebuie ridicată întrebarea asta și de pus o cursă, un autobuz, să aibă o oră strictă cu faci și să faci la zâmbrem, la 6 dimineața, la prânz, seara, oameni să fie ca autobuz se duc până la piața centrală. Nu se duc toată lumea. Eu cred că eu să fac că este un sufund de lip și trebuie de gândit. Și de casa poate, doritor, cu autobuz de zâmbare. Trei curse, dacă să aibă el așa facă, băie, și poate. La fapt de rupiere. La fapt de rupiere. Doamna primar, merge vorba despre planul de activitate a Consiliului primul trimestru 2016. Cred că următoarea... Cu privire la calitatea serviciilor de transport public. Aici trebuie impus pensiei astea, de pildă 16 locuri. Șerpi, cu pildă 10 pisoare, atât de așa. Chemia cu Ministerul Transportului, gata, e mi-a spus. Cine este pentru proiectul de dare să mai?
Proiectul de zi 0617, cu adăugerile, liceu public, inventarierea terenului, curățarea canalului, iluminarea sectorului, gâdă, întrebarea rutierilor, rog votați. Cine este împotrivă? Abțineri? Nu. Următoarea întrebare, privire la alocarea două locuri de casă. Președinte Comisie, poftim. Această întrebare a fost analizată la Comisie Agrară, s-a dat aviz pozitiv, a fost analizat cazul de doamna primar, sunt niște familii nevoiași, eu vom să este, aici trăiesc pe 6-4 familii într-o casă, sunt găsit 11 ani la Valea Pânului, s-o hotărâs între 5 ani. Cine este pentru aprobarea proiectului de decizie 0618, rog votați. Împotrivă? Abțineri? 1. Următorul proiect 069, privire la organizarea lucrărilor publice pe teritoriul statului Sucevi și finanțarea lor. Sunt programele 4. Așa este aici 4, da? Da, organizarea lucrărilor. Cine este pentru aprobarea proiectului 0619, rog votați. Potrivă? Dar abținere? Dacă ați scoase și mătrificat la poartă. Nu, proiect public. Aici nu îl măturați. Proiectul numărul 0620, cu privire la darea locațiunea spațiilor din incinta Centrului de Sănătate, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Avandi. Asta merge vorba, cred că despre sediul și ala care au fost aceeași de Sănătate Avandi. Eu nu s-am mutat în Casa de Cultură, numai că văd scris așa, se aprobă darea în locațiune fără... Din incinta... E tare, numărul păi, se aprobă darea în locațiune, cum se aprobă darea în locațiune? Gratis. Fără țării. Te plătim. Și fără chirii. Da, te pierde. Dar spuneți două cuvinte și se ocupă pe acestea. Este o instituție care aparține Centrului de Sănătate Ialovieni, director Stelian Cucu. Și a făcut demers domnul director Stelian Cucu ca să oferim acest spațiu câteva unități care prestează servicii respectiv tinerilor din satul nostru. Gratis. Și fără plată. Ei sunt finanțați de către CNAM. Și e ca și instituție, într-un fel, o filială acestui Sănătate al Ovieni. Și ei sunt în baza unui proiect la fel și îți desfășoară activitatea. Pe parcurs, dacă vom reuși, pe parcursul anului 2016, ne propunem să facem un demers la CNAM, poate nivel cu finanțare autonomă sau pe lângă primărie sau mai vedem, ca să se apropie mai aproape. Da, e bine. E posibilitatea de a veni în bugetul local. Analizează, dar legea ne permite nicio problemă pentru ca să le oferim posibilitatea. Ei acum la moment au făcut reparație, au adus acolo mobilier, mai avem un proiect de ministerul. Domnul Negru, poftim. Eu numai vreau să spun, vreau să spun, centrele raionale. Cândva s-a trebuit să fac acest centru, doamna Elena Matimilioasă, a început. Da. Și, într-adevăr, e un lucru bun pentru sat, pentru că aici vin tineri, cu diferite probleme. Și unii cu care, vă spun, în sat, centrele raionale. Dar, încă o dată, repet, e un lucru foarte bun. Tinerii din familii social vulnerabile vin, se citesc de tine, vin alte specialiști. Într-un cuvânt, e un lucru bun pentru tot stat. Cine este pentru aprobarea proiectului 0620, rog votați. Împotrivă? Abțineri? Nu. Spațiu în vedere, câte și perioadă. Se aprobă cu proiectul decizii 0621 privind la vânzarea teren la teren. Este vorba de casa de un din Gheorghe Ion Negornu, casa din Cons,
construite de Europa. Și eu nu cere teren la feriet. Așa e, e până în 1800. Așa e teren la feriet. Teren la feriet, așa e teren. Și se aprobă la șelea, în suprafață 0-11. 0-11 este vorba de la tot care era acolo și la... 6-21, rog votați. Împotrivă? 1. Abțineri? 5. Cine este pentru aprobare proiectul 0622, vă votați. Cine este împotrivă? Abțineri? Ce avem cere ceva, da? Nu știu. Noi decizii care l-a adus doamna primară, și a adus la tricare. Dumneavoastră aveți proiectul de decizie din 24 decembrie 2015. Mi-e vorba despre proiectul cu apa potabilă de calitate pentru lucrătorii satului Costin. Cine este? Cine este pentru acceptarea proiectului de decizie, rog votați. Împotrivă? Abțineri? Dacă aici știi băieții din astea, tu tari de primele de dată, când trebuie să spui că e curat, scos, nu poți să mai faci. Când ați 50 de hectare în partea și el, dar în partea asta, pe oameni, să spun cum se iese. Cât de cât salarii iau băieții, motorii n-au. La tot o cerere a fost, practic, eu nu știu de ce nu am ajuns la, la Consiliu, eu am, am înțeles că acolo... A cui cerere? Eu nu vă cer. Cerere de la o grupă de cetățeni, iau acolo, lângă, dacă știți, la poartă, la... Eu am zis așa, la poartă la Chirchiștea, ca să vedeți așa. Eu vă văd cum am cheamă de locat. Cum e și lui domnul ăsta, cu președinte? Cătăl. Spune și te-a lucrat. Nu. Fie de aici că nu călăsă mă. Grișa, grișa. Adică ei au pus acolo în drum, vreo patru trupuri, nu știu cum, mașinile și s-au ușit acolo. Și adică, după luat o hotărâre la Comisia Administrativă, prin credințată, nu se poate. Vine cererea, să vină petiția, că nu a ajuns la mirii. Dar eu nu mi-a trebuit, eu nu mi-a trebuit. Dar unde, unde, măi? La grija că știi ce poate. La patru de rugă de așa. Adică ei s-au urcat, măi, dar fiecare îmi pune trupe, dar... Da, 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 ce se fac? Demolează, demolează, adică să iei trupele și să-ți mați oameni ca oameni. Dar cine au pus trupele de la vreodată? Păi, e ca și l-au pus ca un lezaș și nu e cu nu. Când viteză mare, dar și viteză acolo mare, că acolo ei pune țuie în diavol, nu? O hotărâre și să demoleze, de încredițat. Dar la cerere cine ai adăugat? Păi, eu nu mi-am unit în cap, nu ați amint și eu. Discutați, hai discutați. Propunere, da, propunere, o propunere de, de data în încredințare domnul viceprimar, ca Consiliul să poate de următoare, de smăț, de demolat. Obligat! E obligat! Fără nicio autorizare. Păi clar, pune la vot propunerea domnului Bavalai. Sau mai discutați. E obligat cetățeanul Bibol, care e familia? Bibol Grigori, ca să fie demolat, cetățeni scoasă. La un cuvânt de unul. Radu, te-ai pus la mine și întrebarea asta. Și s-a dat domnului Moisei să ducă acolo să vadă. Un om așa, spune un om așa. Nu ne știm repede ce a spus domnul Vasile. Poate alte oameni de acolo să au părere. Oricum oamenii iau decizii acolo. Păi asta e drum public, dar nu v-ați spui. Primărie nu poate. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu mai sunt.
dificultate cu canalizarea asta. Ce faci? S-au oprit de tot sau mai multe de primul? S-a referitor la canalizare, vă zic că avem o datorie de 100 de mii de lei, așa după cum știți. Proiectul este și pentru anul 2016 în vigoare. Deci s-au făcut lucrări acum, octombrie-noiembrie, cu suportul domnului Diaconu de la Pisciculă, care a pus și oameni și transport, și firma Litarcom a oferit numai adică materiale. Sievele sau care trebuie pentru canalizare. Este vorba despre conectarea întreprinderii Pisciculă, așa de-a lungul, am înțeles, paralel cu șoseaua care vine de la Pisciculă înspre Moară. Ieri a vorbit chiar cu responsabilul care face lucrările și a ajuns până la Moară și urmează de la Moară până la stația de epurare încât să mai execute lucrările, pentru că Arifacia, ca și întreprindere dumnealui, a avut interesul ca să-și unească. Dar la moment am prelungit contractul pentru 2016. Asta este datoria noastră de 800 de mii de lei. Eu când insist asupra executării lucrărilor, pentru că ele au fost sistate pe parcursul, pe teritoriul satului, în toamna asta, sub pretextul că avem datoria de 800 de mii de lei. Deci, ei sunt obligați, conform contractului, să continue și în 2016 să finalizeze lucrările care sunt prevăzute în contract. S-au făcut cheltuieli de 20 milioane, dintre care 16 milioane numai stația. Încă o parte din stație sau un reactor urmează să fie adus de 3 milioane. Deci fiecare reactor are 3 milioane costul. Până în prezent sunt 3 părți adus, mai trebuie să fie adus unul. Construcția durează. Toamna asta au făcut gardul în jurul stații, pentru ca să... Noi am rugat să fie extins gardul, să fie construit, pentru ca să fie păzită proprietatea. Acum s-a coordonat cu Ministerul Mediului și cu Fondul Ecologic ca suma de 800 de mii lei, care e datoria satului. Și nu putem la moment să o achităm, pentru că oricum noi trebuie să găsim resursele astea. Suntem obligați prin contract cu Fondul Ecologic ca 15% din toată suma să fie adusă, să fie alocată de către fond acum, ca ei să continui lucrările și până la sfârșitul proiectului, oricum noi vom fi obligați. Din ultima discuție cu directorul întreprinderii care efectuează lucrările, ne stăduim să găsim aceste resurse pentru ca să acoperim. Consiliul Raional a făcut demersul, domnul președinte, vedem, n-am timpul imediat apropiat următor, pentru că noi, la nivel de Consiliu, nu putem acoperi. Va trebui cu ajutorul dumneavoastră să mergem și să convingem populația ca să facă această contribuție de mici înfrigări. Domnul Diaconu, s-a spus că autoritatea pierde și întâi o neamă din vale, cum trebuie deodată, și până o neamă băcata asta sau nu știu care mai ia aproape. Oamenii vedeau că începe a lucra și se pornește să plătim în aia. Domnul Ereacle... Dar acolo nu se pornește lucru. Domnul Ereacle, am înțeles și mie putem. Este vorba despre pașii pe care urmează imediat următor să îi facem. Deci clar că trebuie să terminăm stația, da? Construcția părților ăsta, reactoarelor ăsta stații, ca să fie funcțional. Și pe urmă, sigur, partea asta toată, că este proiectul, ați venit și pe bună dreptate ați venit cu propunerea să facem acest proiect mare, să-l punem, să-l afișăm pe un panou aici în centrul satului, lumea să vadă, să punem cât s-au făcut, cât mai trebuie de făcut, pentru ca să unim o bucată de sat aici și pe urmă asta altă bucată de sat. Deci lucrările care s-au făcut, anul este proiect mic, el, oricând puteți veni să vedeți, cât s-a lucrat sau să vă interesați, care zonă a fost făcută, cât mai trebuie rațional să planificăm și să coordonăm lucrările pentru ca să facem funcțional în 2016. Deci mai rămas mult de lucru, dar nu atât de mult, pentru că este vorba de mare conectare instituțiilor care au cea mai mare nevoie. Sigur, și gospodării toate, dar nicio instituție nu s-a apropiat canalizația asta. Deci s-a făcut așa periferic, așa în jur, dar vedeți că instituții toate sunt centru. Și acum cred că vedem, acolo unde aici avem grădinița Andrie, grădinița cealaltă parte a slăbă și vin cu aceea avem instituțiile care sunt în centrul satului, împreună partea asta cu ea. Trebuie să ne oricând dumneavoastră să facem o copie a planului, în forma asta a 4, ca să o aveți la dumneavoastră, ca să spuneți cetățenilor. Dar acum, la momentul unde s-au făcut? Ce ei? Acum, la moment, poate... Nu se pune s-au
me întreabă, de personal, pe mine m-a întrebat și eu caz la Gheorghe Ivan Scupeasa, că sincer vă spun. Părie, pentru că el a dat... La Gheorghe Ivan Scupeasa înseamnă nu se face. Pentru că nu bani ăsta. Bani îți problemă. Bă, oamenii spun că e normal, nu pot. Nu e cu mine, bici. Bă, de că cine a votat? E clar, spune. Dar cine a votat? Părie, e tot timpul. Servicii. Și atunci decizia Consiliului a fost desistare a serviciilor respective și o care contract. Dumneavoastră așa v-ați informat atunci că eliberăm funcția asta, că nu avem situații pașini economice. Ați primit două unități în locul. Da, dar tot două ați fost. Așa am cum venit Consiliul. Da. Am fost doi cu, eu cu două unități, eu cu unii, nu știu că a fost acolo. Aș vrea să văd când aș primesc eu salariul ăsta pe lucru și am lucrat. Tot doamna Zena îmi spune, i-am dat 30.000, i-am dat 30.000. 30.000 în 3 ani de zile, eu am lucrat 3 ieri pe omăt, pe glot. Contractul, domnul Simeon, la contractul la doamna Zena, la Diana, tot la dânsa întreb. Dumneavoastră, nu ați primit pe și așa ați lucrat? Eu. Interesant, până 2015 luna mai, da, ați lucrat, până în august, nu știu ce. N-ați primit până atunci, așa e perioada care ați lucrat. Dar eu n-am primit pe lucruri, eu am primit salariul, dar în afară de asta și-am tăiet eu și-am luat oameni, eu trebuie să răspund la oamenii și ei. Că am luat să tăiet două luni, trei luni de zile, o tăiet, tu faci, am făcut curățenii. Dar pe eu, de exemplu, decizia Consiliului vostru acum este, sună așa, 13% din suta din metri din materialul de casă. Dar materialul de asta nimic. Și când ți-ai tăiat, ți-ai luat 13% și materialul. Eu am tăiat și am dat după normă, dar eu pentru cine a lucrat aici, dacă trebuie să-i dau un spadometru, doi de zile, n-am putut să-i dau. Dar cum a fost contractul? În contract, eu nu știu cum a fost. Eu eram la păduri, eliberam lemne, trei oameni și mă așteptau. Și în două zile n-am fost la... Eu și ce fac acum? Trebuie să faci. Eu nu trebuie să văd un film. Dar faci ce? Eu știu, eu lucrat, tot lucrat, cât are datorie, eu cu venitul și la mai... Este lista, cât metri sunt de-am dat eu, conform autorizației. Este, da, asta este. Dar în decizii, scris cum trebuie era în decizia Consiliului, ca noi să execuțăm. Pentru că ori contract, vă șer, ori decizii, în bază, trebuie să facem contract. Doamna primară, atunci vine Sina și o să lămurească. Nu, el este acolo, poate de-amă. Nu, după ce înțelege, domnule, am votat cine? Președinte Cedin. Am votat într-o ședință. 40 de metri cubi de dat, fără plat. Eu am tăiat, dar e lucrat fără plat, dar eu am lucrat. Dar nimeni nu plătește asta. Nu vă spun pe plat. Asta e decizii? A doilea decizie, s-a votat iar 12.000. Tăiet am tăiet, dar de plătit nu plătește nimic. Acolo este autorizația, doamna Fivaș. Dacă sunt listele, cred că lemnul e eliberat, acolo repede. Și-o luat de lemnele, nu și-o luat. Dar tu spui 40 cubri, îți decizi. Lista care îl tăiești acela la care s-a dat cu plată și fără plată. Iată că vizite în primărie. Nu, aici sunt listele, Simeon, aici sunt listele primărie. Tu contractul ăla cu primărie încheie. Tu trebuie să stai atâtea lemne și să-ți plătești atâta. Da,
Doamna primar, cred că are o anumită să o dar eu mă rog că are multe. Ia vedem. Stimați care urmează și vă rog și pe dumneavoastră să le extindeți prin sat că duminică să organizăm un festival a colindilor și urăturilor, așa cum fiecare localitate face aici la Brad, duminică la ora 3, este un anunț pe care vreau să-l transmiteți cumva și chiar și vă rog foarte mult să fiți prezenți și dumneavoastră. Deci consilierii împreună cu toți cetățenii care vor și pot să vină pentru ca să marcăm plecarea anului nou, anului vechi 2015-2016. Totodată, astăzi, acum, la moment, vreau să vă rog împreună cu toți, așa cum am muncit un an sau o jumătate de an, am fost împreună 2015, este anul care vrem sau nu vrem, ne-a unit în componența asta și să marcăm printr-o cupă de șampanie la casa. Domnul Simeon ceva s-a adresat într-un mod așa că cineva să înțeleagă altfel. Adică, dumneavoastră, eu am vedere că eu am fost ședinte în comisie și-o votat și doamna primar și-o votat și toți consilierii. Atunci, să dăm niște oameni care sunt nevoiași, fără plată lege. Dar cineva să înțeleagă că Vasile Băola e primară, doamna primară, o dată deja vă lege. Adică, asta cu lege, întrebarea.